Bă, dar nu înțeleg. De ce să punem, mă? Că m-am enervat. A adus Silvia Covrigi. Da. De la oamenii aia de la care am luat noi câteva tone de șuberec. Dar nu aveau dimineața asta, nu erau gata. Și, păi nu, ăla se face mai târziu șuberecul. Da. Băi, nu înțeleg de ce se pune... se pune mac, Susan? Sau se pun semințe, sau Susan, doar pe un fragment de covrig. Păi ăla se îndea... Tu ai văzut cum se fac? Când... Băi, eu când mâncam covrigi cu mac, erau acoperiți cu mac. Nu, era nu, mac nu într-o mai. Parte. Nu mai, gata. E pe economie. Păi scrie covrigi cu mac pe o parte? Nu. Covrig parțial dat cu mac. Scrie asta? Nu. Păi nu scrie. Așa ar trebui să scrie. Mă, covrigi cu mac. Unde e macul? Doar pe o porțiune foarte, foarte mică. Este frustrant. Trebuie să facem ceva în privința asta. Și cu restul covrigului ce fac? Îl mănânci. Aia e bucata mea de covrig cu mac. Care are mac. Iei mai mulți covrigi și iei doar partea cu mac și le unești. Pe asta se numește pierdere, domnule. A, da, asta se numește risipă. Da.